Se pare că m-am descurcat rezonabil. Dacă mă gândesc acum, aș putea să fiu milionar. Pentru că fratele meu trăia acum în Germania, în Elveția și din decembrie deja eram cu grupul de la Helsinki și mai departe. Bun, deci a venit cu o groază de ajutoare, mi-a trimis și mie tot felul de, mi-a trimis, de exemplu, două dubițe Volkswagen. Că l-a lăsat pe stradă, zic, bă, ce dracu fac eu cu chestiile astea? Până, mă rog, care m-au rămas pe stradă vreo 2 săptămâni, a treia săptămână nu mai aveau motor, că au venit unii, au văzut că e acolo și au luat motorul. Bun, ăia știau ce să facă cu... S-au descurcat mai bine. Eu am rămas cu fierele vechi și am zis, băi, acum care vine, îi dau un ban să-i ia dracu hoșmeliile astea de aici. Deci la capitolul ăsta este clar, nu am stofă de capitalist. Pe de altă parte, însă evident că anumite lucruri de supraviețuire le-am învățat, dar e o formulă de asta, un fel de semibanc, filozofia bulgărească, dacă e, dacă nu e, nu e, bă, asta e, cam așa ceva. Așa și la mine, dacă aveam, aveam, dacă nu aveam, nu aveam și cu asta, bă, asta. Deci niciodată n-am, oricât de paradoxal sau de, poate să spune chiar ipocrit, nu-i problemă, pe bun așa e, niciodată n-am știut câți bani am.